Legea offshore. Săptămâna viitoare. Perioada următoare. Săptămâna viitoare. Coaliția Sărăciei a pus la cale un plan în trei pași pentru a sifona veniturile obținute din exploatarea gazelor din Marea Neagră către baronii locali. În proiectul de lege offshore au creat cadrul pentru ca acești bani să meargă în investiții prioritare prin hotărâre de guvern, adică PNDL. Au scos pragurile pentru achizițiile publice, adică ele să se facă fără niciun fel de licitație până la 5 milioane de lei. Au scos și Curtea de Conturi din orice mecanism de control, acea Curte de Conturi care era temută inclusiv de instituțiile publice ale statului. USR vrea ca acești bani obținuți din exploatările de gaze din Marea Neagră să ajungă în conturile românilor în pensii prin pilonul 2 și de aici să fie investiți în industria românească.